Apropierea sărbătorilor de iarnă aduce cu sine o goană și în rândul celor rău intenționați. Hoții de carieră sau sărmani împinși de nevoi ajung să tâlhărească sau să fure. Țintele lor sunt acele locuri unde știu că pot găsi sume de bani, adică la sediile unor firme. Așa s-a întâmplat recent în două cazuri de furturi înregistrate pe raza municipiului. Oamenii legii au dat de urma unui suspect. S-a procedat la reținerea unei persoane cercetate care în cursul nopții de sâmbătă spre duminică a încercat să pătrundă într-un imobil în care funcționa un birou topografic și o casă de amanet. A fost identificat în cursul zilei de ieri, s-a luat măsura reținerii, se dă soluție legală prin parchet, este cercetat pentru infracțiunile de tentativă de furt calificat. Dar acesta nu este singurul furt pe care polițiștii reghineni aproape că l-au soluționat, urmând ca parchetul să dea soluția. Am identificat autorul care în cursul săptămânii trecute a pătruns pe timp de noapte prin nefracție în caseria unei regii autonome de pe raza municipiului Reghin, de unde a sustras o sumă de 50 de lei. Este cercetat în aceste momente pentru furt calificat și pentru distrugere. Se va da soluție legală prin parchet. Oamenii legii fac un apel la cetățeni ca în această perioadă să fie cu și mai mare băgare de seamă la bunurile pe care le dețin. Furturile pot fi prevenite cu o grijă sporită din partea proprietarilor.